Hei, dacă și tu ești unul dintre părinții care vor ca ai lor copii să învețe engleză, ești în locul potrivit. Bună, numele meu este Simona, dacă ești pentru prima dată aici, bine ai venit! Te invit călduros să te abonezi acestui canal pentru că postez tot felul de filmulețe cu și despre copii, vloguri de familie, activități cu copii și nu numai. Iar în filmulețul de astăzi o să vorbim despre o platformă online foarte drăguță pentru copiii de 4-12 ani care vor să învețe engleză. Hei, a venit vara! Premiera deja a avut loc! Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim din învățat. Noi așa învățăm continuu și asta fac și copiii. Chiar dacă nu ne dăm seama, ei învață continuu. Așa că ne-am gândit să-l înscriem pe Aron la niște cursuri, niște cursuri drăguțe din care chiar învață în joacă cu profesori nativi, pentru că vrem ca el să învețe engleză și lui îi place chestia asta. Așa că l-am înscris la o școală drăguță online, Nova Kid, cursuri de engleză pentru copii de 4-12 ani. E foarte interesant că am găsit această școală, am văzut o reclamă pe Facebook și am văzut că ofer și o lecție demonstrativă gratuită și am zis hai să încercăm și suntem tare încântați. O să vă spunem toate detaliile imediat. Wow! Copiii se distrează puțin la piscină, că este foarte cald astăzi. Unde te duci? La dobogan? Hai! Ia să vedem așerul cum te duce. Nu văd! Wow! Bravo! Iar cât te duce pe tine? Super! Wow! Rachetele! Se duce racheta! Ia uite, bă, ce rachetă mică! Uhu! Altă rachetă mai mare! Wow! Bravo! Cei care au copilași între 4 și 12 ani pot să încerce măcar această platformă. Vă las un link în descriere și dacă folosiți linkul ăsta la înscriere, veți primi 100 de lei bonus în contul vostru după ce copilul a finalizat lecția de probă. Aron a fost foarte încântat, chiar și înainte de lecție, când i-am spus despre ce e vorba, el era tare, tare încântat, abia aștepta să înceapă și după lecție s-a declarat mulțumit și i-a plăcut, așa că am zis să cumpărăm un abonament pentru 4 săptămâni, pentru început, să vedem despre ce e vorba. Am zis să împărtășim și cu voi această platformă minunată, pentru că nouă ne place foarte mult și dacă și voi vreți ca ai voștri copii să învețe engleză, este probabil cea mai bună metodă. O platformă unde tu, ca părinte, ai control asupra ceea ce învață copilul, asupra progresului lui, ai practic lecțiile înregistrate și le poți viziona apoi după ce copilul a făcut lecția respectivă. Eu, cum știți, dacă v-ați mai uitat la videourile noastre cu activități cu copiii acasă, ați văzut că mai fac și engleză cu ei, așa, în joacă, joculețe tot felul cu engleză, flashcard-uri, cărticele, le mai citesc, dar faptul de a avea un profesor angajat și un profesor dedicat copilului tău, care îi dă energie și îl face să-și dorească să știe limba engleză, este un plus. Pentru început, nu vă costă nimic. Puteți încerca lecția gratuită și nu vă trebuie decât conexiune la internet și o tabletă sau un laptop. De pe telefon nu știu sigur dacă se poate, dar puteți fi oriunde. Asta este un mare avantaj, că se poate face de oriunde, oricând. Ei au program chiar și noaptea, adică pentru toate continentele, pentru că ei sunt prezenți în peste 19 țări. La noi în țară au venit mai de curând, cei drept, de asta
nici nu aflasem până acum. Ceea ce este foarte tare este faptul că îți poți alege profesorul. Ei au peste 1000 de profesori din toată lumea și toți sunt certificați, toți sunt profesori cu experiență și ai avantajul acesta că într-o astfel de școală, practic, profesorul își dă toată silința ca elevul să fie mulțumit, părinții să fie mulțumiți și elevul să nu se plictisească la ore, să învețe cât mai bine, cât mai repede lucruri, pentru că totul este transparent, ai tot progresul copilului acolo în cont, vezi ce a învățat, la ce se descurcă bine, ce mai trebuie să exerseze. După fiecare lecție are și câteva joculețe pe post de homework, de teme, așa că, nu știu, mi se pare chiar interesant, mai ales pentru copiii cărora le place să stea pe tabletă sau în fața ecranului 25 de minute pe zi, este foarte benefic și nu trebuie să fie în fiecare zi. Poți să-ți alegi o lecție pe săptămână, de exemplu, sau două pe săptămână, trei pe săptămână, în funcție de cum vrea și copilașul. Acum vara e recomandat așa, cam o lecție, două, maxim pe săptămână, ca ei să aibă timp și să se joace, dar oricum, lecțiile sunt o distracție acolo, cel puțin așa văd la Ron și am văzut și din alte review-uri ale altor părinți. Practic o să vă arăt în detaliu ce se întâmplă, cum se face înscrierea pentru lecția de probă și tot ce trebuie să știți pentru a finaliza cu succes lecția asta. Să vedem acum concret și cum se face înscrierea la lecția de probă. Practic, după ce dați click pe linkul din descriere, o să vi se deschidă această pagină și o să mergeți așa mai jos și va trebui să introduceți numele, adresa de mail și numărul de telefon, după care dați trimite cererea. Se încarcă puțin, după care o să trebuiască să introduceți și numele copilului, bineînțeles. Eu am scris aici Aaron. Să alegeți aici băiat sau fată, data nașterii. Eu o să introduc o dată a nașterii, așa, pur și simplu acum. Și să alegeți tipul de lecții pe care vi le propuneți, standard sau premium, adică cu profesor nativ sau nenativ. Așa, apoi alegeți data. De exemplu, astăzi, ora, să zicem, 20 și programează lecție. Eu nu o să pot să mai programez încă o lecție pentru că deja am avut o lecție, dar la voi o să vă apară un mesaj că lecția a fost programată și o să puteți să vă logați în cont, cum o să fac și eu acum. Am intrat pe novakidschool.com, aici este site-ul. Așa arată, lecție de probă, dacă dați aici nu o să primiți bonusul acela de 100 de lei, dacă vă înregistrați direct de pe site, doar prin linkul din descriere o să-l primiți după lecția de probă. Eu o să dau logare aici și deja am datele, o să dau pe contul meu, am contul meu și contul lui Aaron. O să intrăm un pic în contul meu. Și îmi spune că Aaron s-a descurcat excelent la lecția de probă. Pot să-mi aleg un abonament cu care să continui, pot să rezerv următoarea lecție. Iar aici mi-arată la ce abilități va lucra Aaron în continuare. Cursuri finalizate de către Aaron. Avem aici lecția de probă și ceea ce este super este faptul că sunt înregistrate lecțiile, cum ziceam, și le poți viziona după fiecare lecție să vezi cum s-a descurcat și ce au făcut. Aici ai și câteva poze de la lecția respectivă și feedback-ul profesoarei. Îl am un picuț mai jos. Dacă vreau să văd cum a fost lecția respectivă, o să dau aici pe video și o să mi se încarce. Pe telefon nu merge foarte bine, dar hello, Grandma Anne. Nu se vede tot ecranul, practic. Trebuie să întorc cumva ca să vedeți tot ecranul. Good job! Ok, next. What color is this? Blue. Wow, blue. Good, Aaron.
Practic așa arată site-ul. Aveți toate informațiile necesare frumos aici pe site, inclusiv review-uri de la părinți care au copii în această școală. Da. Și aveți și prețurile abonamentelor. Abonamentul minim, să zic așa, este de 4 săptămâni, dar sunt câteva coduri de reducere vara asta care sunt disponibile și puteți folosi și bonusul acela pe care îl primiți după lecția de probă ca să achiziționați unul dintre aceste abonamente. Lecțiile nu sunt foarte ieftine, dar nici foarte scumpe pentru ceea ce oferă ei și eu zic că merită. Vă oferă și o reducere suplimentară de 25% dacă aveți 3 copii care studiază la ei. Aici puteți vedea profesori, au parte din ei pentru că sunt peste 1000 de profesori din toată lumea. Și în secțiunea de jos de întrebări și răspunsuri puteți vedea informații utile. Practic aici, în contul meu, v-am arătat cam ce pot accesa și mai am butonașul acesta de meniu unde pot merge la pagina principală, bibliotecă. Ia să vedem ce avem la bibliotecă. Avem toate materialele pe care profesorii le folosesc în lecții și pe categorii, la nivelul 0, la nivelul 1, nivelul 2 și tot așa. Ceea ce este foarte drăguț, că vezi și tu exact de pe ce materiale se lucrează. Avem și câteva planșe pe care le putem printa, să le colorăm, da, asta în bibliotecă. Apoi la realizări, vedem la ce nivel este, ce a învățat. Astea sunt, văd, blocate pentru că el nu a făcut decât partea aceasta. Apoi programul, nivelul 1, trial level, My family, my school, shapes, colors, toys, family names și tot așa. Ce învață pe fiecare nivel. Puteți vedea de aici, practic, programa detaliată. La teme pentru acasă vedem exercițiile pe care le-a avut. Practic sunt niște jocuri pe care el le-a făcut. De exemplu, dă click pe culoare, îi spune blue și apoi dă click pe una dintre cutii. Și spune că aici este yellow. Blue. Ok, blue cu blue. Blue. Și apoi rămân restul și tot așa. Practic, exercițiile astea el le-a făcut deja. Apoi mai avem bonusurile pe care le-am obținut până acum. Noi, ca părinți, din recomandările pe care le-am făcut în principiu și mai sunt unele bonusuri pe care ni le oferă și ei așa din când în când. La profil putem schimba profilul, să intrăm acum în contul elevului, să vedeți puțin cum este și în contul lui. Și cam așa este în contul elevului. Are și o muzicuță frumoasă. Și practic aici în stânga sus este el, își poate alege un avatar, are 3 disponibile la început, când nu a făcut niciun punct. El și-a ales leuțul ăsta. Celelalte sunt pe puncte, practic, să le cumpere după ce face puncte, după ce face mai multe lecții, după ce își face temele, ei obține puncte, practic. Și își cumpără avatar sau își alege Junior. Frame. Newbie. Da. Iar aici are secțiunea de jocuri, ceea ce este foarte tare, lui place foarte mult să joace memo games din astea, pentru că aici joacă direct cu alți elevi live, cum ar fi. Și vede cine câștigă. Își alege mărimea jocului, să zic. Hai să-l alegem pe ăsta. Și acum îi caută pe cineva disponibil. Adam, din Poland. Și dă undeva să continue. Tap anywhere. Și apoi your turn. Și întoarce două cărticele. Turtle. Apoi este rândul lui Adam. Parrot. Bag. Rândul lui. Pencil case.
Cupcake. Și tot așa, practic, care face mai multe perechi a câștigat Cup. Jocul. Turtle. Lui oricum îi plăceau joculețele astea și acum că joacă live cu cineva îl motivează și mai tare. Nu numai că îi dezvoltă limbajul în engleză, dar și capacitatea de memorie. Aici, în partea aceasta, în dreapta, avem temele sau joculețele pe care practic trebuie să le facă până la lecția următoare. El le-a făcut deja pe astea trei. Iar aici, în stânga, la steluțe și la cupa aceasta, îi apar punctele pe care le obține făcând teme sau participând la lecții sau tot așa. Ia spune, Aron, cum ți se pare ție Nova Kid? Foarte frumos! Îți place să da. Faci lecții acolo la engleză? Da. Și cum sunt profesorii acolo? Foarte amuzanți. Sunt amuzanți și îți arată tot felul de chestii și îți dau steluțe când faci bine și te felicită. Îți place chestia asta, că te felicită mereu? Da. Am văzut că îți cam place, cam râzi când îți spune hey, good job, nu știu ce, you're very smart. Și ia spune tu, înțelegi ce vorbește profesorul, că el vorbește numai în engleză mereu. Și când nu înțelegi, ce faci? Îi faci așa să-ți repete și să-ți... Da, într-adevăr, profesorii acolo vorbesc numai engleză, așa că dacă copilul nu înțelege sau ceva, o să facă în așa fel încât el să înțeleagă ce vrea profesorul să spună. Adică asta este jobul lui. Aron, când nu înțelege ceva, ridică așa din numer și e foarte funny. Cam atât pentru astăzi. Sperăm că v-a plăcut și că v-a fost util acest filmuleț în caz că și voi vreți să învățați engleză pe copiii voștri. Și nu uitați să dați like acestui filmuleț și eventual share dacă aveți și alți prieteni care pot fi interesați de platforma asta. Iar dacă nu v-ați abonat canalului nostru, acum este momentul să o faceți, pentru că vom posta tot felul de filmulețe despre educația copiilor și tot felul de activități interesante, interactive pentru ei, chiar și în vacanță, pentru că noi, cum ziceam, învățăm distrându-ne. Este cel mai bun mod de a învăța, de altfel, pentru copii. Până data viitoare, rămâneți cu bine!